Mântuitorul ne înțelege pe fiecare. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Naum 1:7. Cum ar putea cel descurajat de îndoială să aștepte ca inima să iradieze de iubirea lui Hristos? Cum ar putea să se aștepte ca bucuria lui să rămână în el și să fie deplină, în timp ce își cultivă propriul caracter nedesăvârșit și meditează la el? Noi nu suntem conștienți cât de mult pierdem prin necredință. Fără credință, am fi angajați într-o bătălie pierdută. Avem un Mântuitor care înțelege fiecare etapă a vieții noastre. El cunoaște descurajările noastre și știe cu precizie care este ajutorul de care avem nevoie. Domnul dorește să ne încredem în El cu o credință care lucrează prin iubire și purifică sufletul.